Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un episod mai special de data aceasta. Voi fi împreună aici cu Adrian și Codrin, va apărea curând. Vom merge la McDrive pentru că am făcut un poll pe Instagram, pe YouTube de fapt, pe comunitate, dar și pe Instagram, și v-am întrebat cu ce ați vrea să mai încercăm. Și am zis să mergem cu un cart. Am atașat la el o remorcă în care mai cap două persoane, dar inițial suntem doar trei. Vom merge la McDrive să vedem reacția vânzătoarelor. Sunt curios ce reacții vor avea, dar și for fun. Și pentru prima oară când merg pe așa ceva, e un kart cu pedale. Șoferul în sine aici, dar voi pedala și eu pentru că este greu să transport 3 persoane. Toată treaba asta cred că are undeva la vreo 50 de kilograme. Dacă vă întrebați de unde să luați această jucărie, o găsiți la Happy Sport, în spate la Teatrul de Vară. Lângă deșteptarea, o puteți închiria de acolo, au diferite produse de închiriat. Găsiți și bicicletă în tandem. Vă aștept pe voi să descoperiți și poate vom filma cu toate jucăriile de acolo. Haideți să mergem la McDrive. Dragii mei, ne îndreptăm spre McDrive. Sunt curios de atitudinea persoanelor de acolo, a vânzătoarei, și vom vedea reacția. Aici și Adrian, șoferul, cu Codrin în spate cu toată aparatura. Vedem reacția pentru că nu am mai făcut treaba asta niciodată, v-am mai spus, și îmi doresc pe viitor să încercăm și cu un bicicletă în tandem. Eu zic, suntem pe stradă, ce zici? Nu, no, bă. Nu? No? Nu e ok pe stradă? Nu știu dacă avem voi în primul rând. Cum să n-avem voi pe stradă? Ia uzi, bumți, bumți. Suntem aproape de McDrive. Este undeva în față la vreo 500 de metri. Eu sunt cu frâna de mână aici, gen șofer, autopilot, pilot, nu, semi, copilot. Ia uite. Avem un autopilot care este camera. Mi este așa puțină rușină pentru că n-am mai făcut, frate, treaba asta niciodată. Și am zis să fac treaba asta pentru că am văzut că vă și doriți. Adică fac 5 cu ocazia. Da, vă fac și 5 cu câteva combo-uri. Vezi aici, la fel, ăsta. Ia uite-le. Pardon? Uț. Vezi ce panoramă să fie aici. Las că ține. Coții, ușor aici, că avem clienți. Ușor, ia, uite-le, op. Puțin. Stai cu frâna, așa, am încurcat. Dar știi cum îi dai, da? Pe stradă? Se dai pe acolo? Nu, că îi dăm pe contrasens și nu prea avem voie. Așteptăm la semafor? Dar nu cred că ai zis poți să duci acolo. Zici? Eu zic că putem. Dacă vreți, îi dăm așa, poate. Nu, sau îi dăm pe stradă. Da, trebuie să facem stânga. Nu știu, haide să vedem cum traversăm. Hai, dă-i coții! Hai, coții! Hai, uite că aveți un... Aveți un stilatoare în spate! Dă-i, bă, dă-i... Dai, opa, opa, dai coții. Nu lăsa. Bravo, uite că strigă boșul ăla după noi. Așa. Aici o să avem o leacă. No. N-avem mare. Hai că mă dau jos aici. Hai că mă dau jos, hai. Hai coboară, bă. Dai, nu te panica. Hai. Hai să vedem. Și aici faci manevră. Băi, aici. Hai, urcați. Băi, faci. Schimbă, mă, cu el. Nu tu conduci. Haide să mergem să dăm comanda. Hai că mă schimb imediat. Haide să tragem ăla pe dreapta. Trage aici pe dreapta, bă. Nu plecați până n-aveți avizul lui Trump. Da, domnule. Dumnezeu înainte, da. Many happiness. Hai, drumuri bune. Have fun. Multă sănătate. Have fun. Sănătate. Nu știu engleză, n-ai bine ca tine. Am puțin emoții, uite-ne, frate, la cum arată. Hai de aici, uite. Ba nu de aici. Ba da, de aici. De aici, de față. Da. Uite de aici. Comandat aici. Frână, bă, poate, ca de aparatura. Da, da. Asta aparatura e belea. Vedem, deci voi ce vă luați, băieți? Eu mi-am un combo, tu ce ți-ai făcut? Da, un combo că... Eu îmi iau că e mână sănătate. A, tu ești la dietă, am înțeles. Avem și o mașină în spate. Mai avem 4-3 mașini, va dura ceva timp. Da? Nu contează dacă râd de noi, dar o să apărăm la știri după treaba asta.
cine mai e ca noi, frate? În aer liber, mănânci și sănătos. Vorba de sănătos. Ce-ți trebuie aer condiționat? Uite, frate, stai așa, pedalești, faci sport, nu-i așa, Codrin? Da, da. Hai că m-am sătat. Mai faci tu niște vloguri de la turi ca să vadă băieții trasei din Bacău. Bă, da, așa ar trebui. Hai. N-am promovem, ce drept. Promovăm mișcarea. Cu... Ce drept n-am mai filmat. N-am mai filmat de la turi miercurea pentru că o trebuie să mă pregătesc și eu pentru concurs. Da, e greu și pentru cu camera vorbind. Ei bine, am fost și la un concurs la Roman. La MTB Roman am ieșit pe locul 14, Codrin a ieșit pe 12. N-am luat camera acolo pentru că ar trebui să mă țin să vezi. Auzi, când dăm comandă acum. Bună ziua! Îmi ia și mie cineva comanda? M-a auzit? Poftim? Prima fel. Doamne, nu vă aud, doamnă, sunteți întrerupt, doamnă. Doamne, că sunt pe senzor. Stau pe senzor? Bă, în spate, m-a auzit? Alo? Da, cum te aud? Așa, tu ce vrei, boss? Un combo. Două, unu? Unu, unu, unu. Un combo cu Mac puișor și cola. Și eu două combo-uri cu Mac, puișor, cartofi și Pepsi. Cola. Da. Corect, comandă pe monitor? Da. Bine așa? Da, sigur. Hai să ne cinești bani cu aparatul. Sigur, vom merge acolo să plătim. Haide să plătim, băieți, să scoate bani, valuta. 16 bani și tu? La cât bani, mă? Ai, eu... Banii mei din portofel, nu? Da, banii mei. 22? Nu, 16,50. Aia cui? S-ai mei, nu? S-ai mei? Ia bă, genunchi. Sunt ai mei. Și din Găzdan? I-am luat pe toți. 20 ăla, nu? 22. 22, da. Bă, dar 10 lei aia mi-ai dat? Ăștia s-ai mei. Așa, gata. Ăștia ține la tine. Gata. Ia să vedem să plătim acum. Ia genunchi din cameră că nu se vede. Haide să ne dăm să plătim. Bă, e grijă, că domnul e de la Botoșani. E un comentar, nu mai Oh, de-a, nebunii. Stai un pic, mai faci ca sa faci. Stai un pic, mai fi chiar la geam. Da, e fix la geam, mă duc. E manevri asta. Mi-e foame. Ți-e foame, bă? Oleacă. Am pedalat și nu s-a... Băi, și acum era. Tu vrei să mai stăm? Păi am zis, bă, să mai aștept să vină lumea. Dar îi lumea, oricum. Am mai încercat eu o variantă, stau dimineața pe jos, dar erau ei... O treabă eșuată, stau la 2 dimineața pe jos, să aștept la Mega Drive, pentru că chiar aiurea. Așa, dacă merg cu bicicleta, cu cartul, poate fi altă treabă. Mă bate soală și cred că să mă văd prost. Nu știu cu cine s-a întâlnit Ștefan. Hai că vreau, nu mai pot de fapt. Da, dar până nu faci comanda, până una alta, uite mai acolo. Mai filmează un cameraman, nu mai filmează de că... acolo cineva. Stricăm cadrul. Sari, hai că urci. Hai că ajută de loc. Dacă vrei urci în spate. Nu știu dacă avem loc, da. Fă-ne un cadru de acolo. Da, să... nu, vreau să vă pun asta rău. Fă-ne și un videoclip, să-l pun pe video dacă poți. Ia genunchi. Hai că mergem să plătim acum. Tu tires acolo, da? Tu tires pe YouTube, mă găsiți. Ah. Pot de foame, frate, și ăștia mă țin așa. Eu zic că atutele acolo și plecau, bă. Bă, McDonald's, România. Ce faceți cu mine? Vă bate joc de mine. Ce durează atâta? Trebuia să fie, fac. Și asta un furios. Te angajezi aici? Da, mă angajez, cred că, timp de bar. Mi se încălzește motorul, mi se încălzesc muștii, gambele astea așa mari ale mele. Nu mai, nu răspund oamenii ăștia. Bună ziua! Sigur! Ce trebuie? Mersi!
Vă zi bună. Haideți să vedem să luăm comanda acum. De aici, bă? Da. O pungă, te rog. Așa repede? Asta mai mult la plată. Mersi mult. Vă zi bună. Ia-ți-mi comanda, bă. Poate, bă. Că avem o copoașă. Opa! Azi ieșim din... din McDonald's. Bă, a fost o experiență destul de mișto. Nu m-am așteptat să... Au râs puțin cei de la... Mac. Totuși e frumos. E o experiență frumoasă și o aventură. Vezi cu prioritate aici, că e vedea. Intrăm pe stradă puțin. Nu, nu, nu. Sau o să intrăm pe trotuar imediat. Haideți să ne retragem undeva într-un parculeț. Ei bine, am terminat și acest challenge, am luat mâncarea de la Mac. Să nu zic lumea că e fake sau de astea, spui că am luat mâncarea de pe la Sultan. Mulțumesc mult că m-ați vizionat și ați fost alături de mine pe parcursul episodului. Mulțumesc lui Codrin și lui Adrian că mi-au fost alături. Ne auzim pe data viitoare și nu uitați să ieșiți în natură. V-am pupat, pa, pa! Salutare lume, astăzi vom face un vlog cu Vlad Dorobăț, cel mai șmecher YouTuber. Bă, vezi, fapt, 2K? Nu, lasă așa, bă, lasă așa. Auta, gang aici, băieți. Vă pup broască. Memories. Auta, ce-n gam de are. Auta, tine. Zici ceva pe vlog, auta. Băi, turbo.